Acest fond de investiții o să-l avem în bugetul pe 2019, este vorba de cei 10 S pe fiecare localitate în parte, fiecare localitate putând avea două proiecte legate de apă, canal, școală, toate aceste lucruri. Pe lângă PNDL vrem să facem acest fond de investiții locale, așa se numește, care să-l dublăm de o proiecție financiară, pentru că chiar dacă ne propunem să facem mai multe lucruri, dacă nu avem o proiecție financiară, nu vom putea realiza acest lucru.